Salut, salut și bine v-am găsit la un nou episod aici cu celebrul Rafael de față. Astăzi o să mergem să găsim niște dinamite și un topor modern pentru a ne descurca aici. Am pornit proiectul ăsta împreună cu Rafael de a face scara asta, să ne urcăm până sus. Rafa, eu m-am uitat la video pe YouTube și oamenii au construit super, super înalt, dar nu știu dacă aici poți, în punctul ăsta, cel mai înalt. Cred că mai de jos trebuie să începe construcția. Așa că nu uitați să apăsați butonul de like, să strângem măcar 4.000 de like-uri. Dacă la episodul ăsta nu strângem 4.000 de like-uri, nu mai continuăm seria și începem iar cu Granny, că știu că vă place. Hai să-i dăm drumul, Rafaele, ai zis tu că ai o idee unde ar putea fi dinamitele. Ca să sărim acolo în gaura aia ne trebuie niște dinamite și niște chestii, un topor modern și mai multe chestii. O să vedem despre ce e vorba, avem și drujba la noi aici. Ia uitați, am făcut-o rost data trecută. Și acum plecăm după Rafael, care știe unde e locația toporului modern și locația dinamitei. Hai să-l vedem pe Rafael. Știe Rafael aici, zici că e compasul umblător. Am mâncat, am băut și acum mergem din nou la treabă. O să fie haos pe acolo, dacă mă pui iar să fac parcur, iar cred că o să te superi. N-are nimic, îl faci. Da, da. Hai să vedem. Deci, dinamite, nu știu dacă putem să cărăm multe, iar dinamitele... Uite-mă cortul ăsta, îl vezi? Despre care îți vorbeam eu. În cortul ăsta s-ar putea să poți să salvezi. Uite, C. Vezi? Save. Ți-am zis. Trebuie să faci unul, da, ca să-l pui unde ai nevoie. Ia uite-i. Paurei. Avem un oaspete. Unul. Fugi, fugi, fugi până apă. Opa. Să mergem la groapa aia gigantică. Care groapa gigantică? Nu știu dacă mă duc bine în direcția asta. Dar am sărit noi în ea? Da, da, da. Păi e în avion, mă, uite aici. Da, hai la aia. Uite aici. Hai să-i dăm drumul, a zis Rafael să-l duc la groapa asta mare și are el un reper, s-a uitat pe YouTube. Așa că o să îl urmărim și o să mergem să luăm dinamita după ne apucăm iar de construcții pe acolo, pentru că nu avem nicio construcție. Și trebuie să trecem jocul, nu? Scopul e să-l găsim pe fiul nostru. Al meu sau al tău e fiul? Nu știu. Că noi amândoi suntem la fel. Mamă, mamă, pe unde călătorim. Ne urmărește cineva, Rafa, pe pădure. Ok. Hai să vedem ce mai ești pe acolo, pe-n gaura aia. Cred că ne revedem când ajungem acolo mai bine, ca să nu mai stricăm timpul. A zis Rafael că ajungem la lacul ăsta și după aceea... Uite o funie aici. Ah, am prea multe funii. Mamă, ce mișto e. Am ajuns la un lac și de aici, mamă, văd niște, cred că văd niște cabănuțe acolo. Hai la cabănuțe. Hai să vedem cabănuțele astea, ce au în ele. Poate găsim niște iteme în ele, ceva mișto. Dă-i ăla! Mamă, ce cabane fac ăștia. Ia! Pă, parcă ții minte că au ceva astea. Special. N-au nimic special astea? Un item nimic, ia. M-am îmbrăcat, dar nu știu cum. Cola. Am găsit o cola aruncată pe aici. Deci atât okay. Ai aici. Mergem de aici, nu? Da, da. Pe undeva prin pădure trebuie să fie intrarea. Da? Avem o problemă, mi-e frig. Aaa, mă, ăștia ce fac, mă, aici? Să cățelărez, Rafa! Sunt doi, unul goală și una goală. Olo. Am ratat o intrare cu Rafael la niște căbănuțe. La căbănuțele aia de am fost, am ratat intrarea. Ce da, acolo? Du-te înapoi la căbănuță. Sau asta e? Nu e asta. Ce căbănuțe, mă? Alea de am luat hainele de acolo? Da, da. Mamă, am trecut adineori pe lângă ele. Da. Unde era râu? Care erau? Că nu mai știu. Mamă, uite-te cum ne... Noi ne pierdem și în The Forest, da, o răpădure reală. Am ajuns din greșeală la peșteră. Ia! Deci fii atent, pe drumul ăsta ajunge la căbănuțele alea. Da? Bă, trebuie să mă spăl întâi. Spală-te, băi. Sunt nespălat. Da, bă, așa e, uite, bă. A găsit Rafael drumul. Mai întâi de asta trebuie să mă spăl. Să beau, să mănânc și după aia intrăm acolo. Și s-ar putea să-mi trebuiască și... Ai chiar ajuns la dinamită. Foc.
Tu mă, ce ai? Așa repede. Gata, mă. Hai să mâncăm și noi. Așa. Hai, mă. Deci e dinamita acolo? Trecem pe filtrul ăla. Night vision. Hai, mă, băie. Night vision, da. Bă, frate, iar înghețai, mă. Bă, iar înghețai, mă. Bă, frate, stau cu lumina aia. Mai luăm niște, înainte să intrăm, luăm niște bețe? Sau unde trebuie să? Eu am 5. Eu nu cred, eu le-am folosit aici, cred că. Serios? Da. Hai că eu am niște bețe înainte să intrăm, că poate cine știe ce parcurs mai trebuie să mai facem. Cred că gata, hai. Hai să intrăm în peșteră. Moment epic în comentarii, să intră. Am schimbat filtrul, băieți, hai să-i dăm drumul. Hai să vedem, nimic nu se vede, s-a blocat tot jocul. Să moară tanța, dar se vede ceva. Eu nu văd nimic. Dar n-ai ok, ideea e simplă, mergem drept în față. Așa? Trebuie să ajungem la o frânghie lungă în jos, să facem dreapta. Uite bețe pe aici. Da, mă, sunt bețe, dar ce... Dă-i înainte, omul meu. Dreapta, aici ai. Am găsit dreapta, o dreapta, la ăștia dezbrăcații. O cască, de ce nu iau? Admese. Vezi că am ajuns aici, uite mă. Aici e? Da, dai cu shift în jos. Hai mă. Nu merge cu shift-ul. E, nu. Mă arunc cu totul. Merge și așa, dar îți pierzi viață. Ok. O, da, lungă e. Hai mă, aici nu mai facem niciun bug, mă, noi. Ești tu sigur că mai facem un bug aici? Dar nu trebuie bug, că frânghia asta te urci pe aia. Aaa, te urci, da, așa e. A rămas... Ia, cine e aici, morți? Sunt bebeluși. Wow, ce e aici? Stai că a plecat mouse-ul, e pe altă lume, e pe altă planetă. E pe altă planetă mouse-ul, băi, frate. Bani! Vrei să facem foc cu bani? Da. Mamă, ce e aici? Ia, Rafa, ia, ia, ia. Ia, ia. Uite, vină la mine. Stai, stai că... Și cum dau cu una? Aurică! Așa, stai mă puțin. Stai puțin. Stai să încerc eu ceva. Pleacă de acolo, Rafa! Oh my god! Nu, și ce, ce vrei să facem? Foc cu bani? Oh, Rafa! Toporul modern! Exact. Toporul modern! Mamă, cum dă cu ăsta! Ce finuț dă cu ăsta! E mai bun decât ăla? Blochezi damage cu el mult mai mult, dă damage mai mare și viteza e la fel. Mamă, câte sunt! Iată duct-tape! Ia duct-tape, că cred că ne trebuie. Ia vezi aici, că tu ești fan cu ăla. Oh, ce e aici? Aici e raiul meu. Asta e tot ce putem lua de aici? Da. Ia stai să mai dau și-o cu o de-asta. Ia TNT-uri, cole. Ia stai puțin. Dă-te la bă, locul aici! În teorie trebuia să bubuie toate astea dacă bubuie. Ia, încercăm? Ia, ia atent aici. Ultima oară când am fost văzuți. Bă, tu, la tine s-a făcut așa sau numai la mine? Am luat damage. Oh my, mai e ceva de luat? Ăstea duct tape-ul am luat. Așa, frânghie. Așa. Pensulă. Rafa, am găsit pensulă și mă uit așa cu tristețe la ea. Te faci roșu. Da? Hai să mai căutăm în ăstea, da. În ăsta, vedem ce mai e. Poate găsi ceva îmbrăcăminte mișto. Nu o găsim, bă. Asta e tot, nu? Pastile. Mamă, dar cine asta a adus e tot? Hai să ieșim. S-a furat cam multe aici. Vine aici, vine aici, îmbracă-te de aici. Cine ești, mă? Profesorul Toniu, bă!
Stai mă, când ieșim afară. Ieșim afară, hai. Copii, mă, aici nu vă. Ai luat dinamită? Da, da, am luat de toate. Mamă, ți ia din energie când te urci pe frânghie, vezi? Da. Wow. Că te urci cu shift-ul. Nu mă urc cu shift-ul. Fără shift. Mă ția din energie oricum. Mergem acasă acum, liniștiți și fericiți că am găsit toporul. Dăm puțin cu dinamite pe acolo pe pădurice, Rafa, și începem proiectul. Proiectul se numește Turnul Eiffel. Vedem dacă putem să construim așa mult, dacă nu, construim o altă construcție mult mai mișto, cu bază jos, frumos. Cineva râde. Da, ăia râd. Aoleu! Stai că sunt cu mouse-ul pe monitorul lui Bill Gates, sunt cu mouse-ul. Unde e, mă? Se face în dreapta, stânga, parcă. Mamă, pe filmare se vede mult mai bine. Sunt culorile inversate. Aici e, mă? Aici e, bă, dar e noaptea afară, Rafa! Ba nu e, bă, aici. Unde sunt, mă, acum? Aici, în România? Nu știu dacă mai sunt în România acum. Nu mai sunt. Bă, Rafa, eu am luat-o de capul meu și nu știu unde sunt. Sigur n-am venit pe aici. N-am venit, nu. Știi ce-mi place? După ce intru în apă și fac baie că sunt covered, după aia e frig. Ai observat că ăștia au adus scaune aici. Bă, ce e mai aici? Ok, și aici ce căutăm? Nimic, era o înfundătură. Păi ai o casetă, mă. Cred că pentru asta. Casetă, bă. Și ce facem cu caseta? O asculti și plâng aia, fac chestii. Ok, hai să ieșim. Revenim când ieșim, băieți. Ok, am reușit să găsim ieșirea. Rafaele, vreau să-mi faci o demonstrație. Prima demonstrație de astăzi. Mamă, mamă, cine ești, mă, tu? Wow, stai să scofil. Ia uite-l, mă, pe Rafael. Cine ești, mă, tu? Fă-ne o demonstrație, Rafa. Prima demonstrație. Toporul acela îl pune la treabă. Dă-i să vedem cât de repede ai copacul. Și o mai pe secunde. Deci ai început la și 42. Dă-i. 42. 52, 10 secunde, ok. Acum ia toporul celălalt. Nu, Rafa, nu acum! Stinge-o! Păi ce faci, mă? Vezi că bubuie. Mamă, cum cad toți ăștia? Ia de-te la o parte, vedem. Oh, cum cad. Oh, mai omor, Rafa, ce să faci și tu? Ți-a venit de dat cu dinamite. Hai, mă, înapoi acasă. Hai că mă duc acasă cu lemnele ăsta. Hai înapoi acasă, stai că am medicină pe aici, unde sunt, mă? Mi-ai dat cu copacul în cap, omul meu. Hai să revenim când ajungem acasă, pentru că ne apucăm de construit. Ia uite-l, mă, ce gest face. Și împreună, astăzi, o să încercăm ceva, Rafa. Ia arunc-o în apă. Peștii ăștia mai trăiesc? Aici, unde sunt pești mulți. Mamă, ia. Mă, uite cum se vede jos. Nimic nu s-a întâmplat. Mă, tu ești sigur că dacă dai cu dinamita în apă. Nu se întâmplă nimic. Aoleu, Rafa, te și iau că am dat-o în greșeală. Oh my god. Pești! Uite, mă, s-au dus, au murit pești, vezi? Știi că, da, în realitate chiar există asta. Iată, a sărit peștele din apă, vino să vezi. Perfect, bă, așa vânăm. Bă, am dat cu una, ai luat-o pe aia? Nu. Cum mă n-ai luat-o? Ok, bem niște apă. Și hai să mergem acasă și revenim. Am ajuns acasă în cele din urmă. A zis lumea să lăsăm cărucioarele la poarta, Rafa, să nu mai intrăm cu ele. Să cărăm lemnele. Serios? Și acum o să salvăm. Iar acum începem proiectele, Rafa. Avem dinamite, avem toporul ăla. Hai să ne uităm.
Ce case avem pe aici? Avem așa, asta, houseboat. Mamă, plecăm pe mare, ești nebun? Houseboat. Low cabin, small cabin. Știi ce m-ar interesa pe mine? Să facem cumva să ne urcăm pe turnul Eiffel. De câte sunteți construcțiile? Da. Cabinele? Bă, lasă-le. Decât trei cabine? Păi câte vrei? Am găsit treaba asta, Rafa, platform. Platform. Ok, am pus platforma aici. E același lucru ca asta la altă. Asta, da, am făcut-o eu. E platformă sau ce e asta? M-am răzgândit, facem casă cu etaj. Casă cu etaj, Rafa. Ce o ieși, o ieși, hai. Aici o facem. Vino repede. Mă apuc de ea. Deci custom walls. Am început-o. Am început-o, Rafa. Dita mai casă. Facem. Ai zice că e gardă asta, dar nu e casă. Ce faci, mă, te rogi? Ce faci acolo? Mănâncă. Mănâncă, mă. Poftă bună dacă mănânci. Asta e casa, Rafa. Îmi pare rău să spun. Asta e casa. Nu vezi nimic? Ok. Deci aici se numesc ăștia custom walls. Deci dacă sunt custom walls, înseamnă că poți să construiești pe ei, nu? Da. Au dispărut! Au dispărut! Hai, Rafa, du lemnele. Că am refăcut proiectul. Uite-i copaci, vină cu roaba. Da, da, imediat. E gata. E. Aici e casa. Jos aici vreau să facem podeaua. Podea, dar o fac eu podeaua, că am văzut acolo niște podele mișto. Unde-i podeaua aia, mă? Uite-o, mă. Piatră. Rock wall. Rock pad. Aici să facem un rock pad. Perfect. Hai. Luăm roaba asta, o ducem prima pe asta. Deci prima roabă, mai vreau încă un perete. Mai înalt de atâta. Mai înalt de atâta. Luăm roaba. Fii atent, hai să dăm cu o dinamită undeva. Unde sunt mulți copaci. Nu, că am tăiat eu mulți. Băi, ești nebun? Vino la mine mai întâi. E lemn aici. E că ai sunt tăiat 40 de lemn. Mulți? A, da. Cu ce ai tăiat așa repede? Cu toporul, vezi că sunt aici și sunt mai, și mai încolo. Ok. Fii atent, proiectul meu. Ia! Opa! Rafa nu e bună. Mamă, a intrat până în textură. Cred că trebuie să facem o platformă. Le dai jos. Nu mai în cap. Amândouă căruțele sunt încărcate? Nu. Nu mai în cap. Căruța aia nu știu unde e. E înăuntru, cred, sau am aruncat-o. Mamă, vine să dau zoom-o. Pereții ăștia? Pereții la casă. Păi fără intrare? Păi o facem, o sapi. O sapi, Rafa. Intrarea. S-a făcut un perete. Intrarea, hai să vedem pe unde e intrarea. Pe aici. Trebuie să fac peretele ăsta. Ce se întâmplă, bă? Aici vreau să fac intrarea. Dacă o și găsi o ușa, unde e? Unde era ușa? Unde ai găsit-o tu? Stick frame. Uite, bă, ușa aici. Small cabinet. Large cabinet. Ok, hai că e bună ideea. E bună, Rafa. Ascultă-mă ce spun eu, e cea mai bună idee. Dar va trebui să securizăm cumva pereții ăștia.
Casă cu etaj se numește proiectul. Ok. Dai mulți copaci jos. Deci nu mă rog să dau cu dinamita undeva pe aici. Se cade toată pădurea, dar nu... E tău, răsar copaci mii sau s-a făcut loc? Ar fi insens să răsar copaci mici. Ia! Cu bani! Cu bani! Dăm aici cu dinamită. Da, avem un control decât să dau toată pădurea aici jos. Dar nu știu, bă, nu sunt așa mulți. Așa, hai că dăm cu dinamită. L. Nu știu unde. Aici? Hai că am dat-o perfectă de slab. Un copac. Am cheltuit dinamita. Mamă, îngheț de fric. Asta nu e vremea rafa de muncă. Ia mă, dă-i tu așa repede. Mamă, ce repede dă cu ăsta. Așa e, bă. Și mă, nu putem să... Trebuie să dăm skip la ploaia asta, că murim. Am făcut cu Rafael aici clădirea asta, nu știu cum se numește, baza, trebuie să punem pe bază ceva. Și trebuie să facem podea. Și podelele, Rafa, nu există în jocul ăsta. Eu n-am văzut podea în jocul ăsta. Nu există podea, asta îmi zici tu mie? Există una cu pietriș, dar nu mai știu unde e. Unde e, mă? Deer skin, frumos. Există podea cu pietri. Unde e, mă, aia pietri? Bă, parcă... Fii atent! Defensive spikes. Trebuie să punem pe casă, hai. Trebuie să punem spike-uri defensive, Rafa. Trebuie. Dar nu merge să pun. De ce? Nu mă lasă să pun. Pe nicăieri. Am găsit Rafa ceva. Ia. Așa. E. Atâta câte unul? Bă, o să dureze ceva. Adu lemne cu a. Adu lemne că o să dureze ceva. Fire. Până ne învățăm noi pe unde stă astea cu fire-ul. Punem un foc aici. Așa, ne încălzi. Vino să te încălzește, mi se pare că ți-e frig. E zgribulit tot. Ce voiam eu? Deci, aici o să punem cu custom floor. Cred că ăsta e. Custom floor. Și sus și jos. Custom floor. Dar de ce nu pune mai multe? Asta nu înțeleg. Cred că știu, Rafa. Nu mai punem în toată. Pune, bă, mai mult! Pune-ți ai de cap. Aoleu, ce strâmbete! Așa, e. Și încă una. Adu Rafa, să vedem cum arată. E. Doamne, cum arată! Zigzag adu balaba! L-am pus. Wow! Cum arată! Am pus cu Rafael aici podeaua și așa arată. Bă, unele par să vină bine. Aici, de exemplu, e cam haos, Rafa. Fii atent, te las pe tine, îți predau ție proiectul. Deci, intri la custom building și vezi că e acolo, custom floor, pe a doua pagină. Pe prima pagină, custom floor. Pune toată podeaua, eu mă duc și aduc lemne. Eu okay. Mă duc și aduc lemne, că vreau să văd cum pui tu podeaua. Și dăm aici cancel și eu vreau să fac aici un drum cu pietriș la ușă și ne mai trebuie încă un floor, custom walls și îi punem așa, fii atent aici. Wow, să te ții bine, să vezi cât acăsoiul facem. Să te ții bine, să vezi cât acăsoiul facem. Hai, Rafa, pune, văd că ai pus perfect. Hai, mă duc să iau lemne. Ok. Hai să vedem aici. O să dau cu dinamita la copaci ăștia mulți. Să sperăm că aici face ceva dinamita asta. Așa. Perfect.
Și o aruncăm fix acolo. Mamă, dar am dat-o. Acum ar trebui să... Câți copaci au căzut, mă? Bă, n-au căzut așa mulți, dar... Cred că ne ajung pentru flor. Hai să vedem aici, luăm. Ce se întâmplă, bă? Termină, mă, cu dinamita asta. Așa. Încărcăm căruța asta, mergem acolo la flor. Bă, ce tot am dinamita în mână, mă? Mamă, mamă, câte lemne. Așa e, bă, Rafa, bagul. Fii atent câte lemne, stai aici. Câte? Multe, multe. Ok. Am băgat asta înapoi. Ne mai trebuie niște căruțe. Mamă, câte... Ce se întâmplă, mă? De ce îmi scoate mereu dinamita? Ok, hai să-i dăm foc și la asta, că mă disperă de cap. Cade toată pădurea! Aveți câți copaci facem acum? Mamă, mamă, ce de lemne stă aici. E ăla în spatele meu. Doamne, ce disperați, oameni disperați. Vezi ce-ți dau eu pe coc. Vino cu Rafa că mor. Asta, ăsta sunt. Le știi că sunt și la mine ăștia. Ăsta sunt. În apă nu cred că intră, nu? Bă, nu cred. Da, bă, ăsta nu-ți că ăștia ne sparg casa. Bă, a intrat în apă! Hai să că nu intră! Ok, trebuie să luăm niște medicine, că e groasă. Medicin și medicină. Aude, mă! Ce are, mă, aoleu, e un curugol. Ce bă, de face în asemenea, mă? Eu îmi bag piciorul, abandonez misiunea ca să mort. Ne sparg casa acolo? O, ia omorât eu, e ok. Vino, Rafa, și ajută-mă aici, că am belele. Bă, dau drumul la drujbă. Băga mea și piciorul, hai, mă! Iha! Hai, tata! Ia-te cu mine! Ia-te cu mine, băga mea și piciorul. Care, mă? Asta tu? Tu, mă? A fugit! Perfect! Hai că vii cu lemnele. Hai că am pregătit cina. Cina cea de taină. Parcă văd că ai pus un de la pe foc. I-am pus capul. Am pus florul ăla. Urmează să cărăm toate lemnele astea, să facem și next florul. Și o să facem de 3 etaje, Rafa, casa. Să fie un mega proiect ăsta. Covered in blood. Fă-i un foc. Ai făcut, da? E făcut. Hai să mănânci. Ar trebui să vii să mă ajut să car și pe lemne, că sunt multe lemne acolo. Hai, mă, vere! Du-te, băgă-mi în piciorul tip. Că l-am rezolvat pe viață. Am rezolvat eu. Nu mai face el de-astea cu mine. Nu mai face niciodată. Ia câte două, nu una. Da? Gata, bă, hai! Suntem bine, Rafa! Bă, ce flori e ăsta, bă! Doamne, ce porcărie de flori! Pui-mă un foc, că mi-e sete! Uite-l aici! Aoleu, mai suntem și cover în blat. Revenim când reușim să construim aici. Rafa! Cam?
să ne locuie. Hai, Rafa. Băga, bași. Dă-mi mă băga mea și piciorul în el. Așa, Rafa. Doamne, frații Petreuși. Ia, dă-și tu cu drujba așa. Bă, termin. Bă, ce-a făcut, bă? Ce facem, Rafa? Ce facem? Mi-ai distrus casa. Eu, păi ăia au distrus-o cu pumnii. Bă, frate, m-am chinuit la casa asta și ai distrus-o. Ăia au distrus-o cu pumnii. Aurei ăia. Ce-i bătut, efectiv? Cu ce mi-am bătut, mă, aurei iau așa, bă. Mamă, ce mare e toporul ăsta față de altul. Ce facem, mă? Și acum ce facem? Reconstruiește aici, iar, peretele. Ok, am tăiat mai târziu aici, ai uitat. Și am tăiat, aducă ruțul, Rafa. Avem aici tăiate o grămadă de lemne căzute, picate. Am dat și cu dinamita. Și cam astea sunt lemnele. Nici nu cred că mai am dinamite, s-au terminat. Cred că ne vor ajunge pe acolo să facem măcar etajul ăla. Și acum mergem din nou să ne încălzim la foc. A făcut Rafael, a mai pus pe acolo. Ai refăcut pereții pe acolo? A încercat Rafael să refacă casa, nu sunt sigur. Dar oricum o să le facem. Aducă ruțul ăla în coa. Trebuie să ne refacem. Și ne mai trebuie și căruțul celălalt. Adu-l în coa. Nu știu unde e. Era sus acolo. Nu știu dacă ai reparat aici. A reparat bă, Rafael aici. Și ne apucăm de următorul etaj. Dar nu știu aici. Unde îi spar lemnele? Acolo în spate. Stânga la râu. Deci nu mai e construcție aici, vezi? Așa. Și mai punem o dată custom wall. Uite, a, uite așa, perfect. Și acum e refăcută tot, o reconstruim până îi facem și aia sus de aici. În drum spre lemne, i-au făcut felul Rafael, ăștia pe aici. Hai că scoate pe Adela. Scoate pe Adela aia. Scoate pe Adela și dă repede livraie. Piciorul ăsta în bază. Hai să revivuim pe Rafael. Lemnele stă aici, mă, vin o să le vezi. Uit pe mine. Iar mi-e fric. Bă, frate, stuia, e fric și vara și iarna și toate anotimpurile. Aici sunt lemnele. Uite-le aici. Vino căruciorul aici. Avem o mică... Am construit două cărucioare aici, fiecare căruciorul lui. Hai să cărăm toate lemnele astea. Vedem dacă ne ajung. După aceea ne mai pucăm și mai spargem. Dar cred că sunt ajuns pentru florul ăla. Și trebuie să construim acolo la pereți, trebuie să construim, cum se zice, protecție de-aia. Ca să nu mai vină zombii. Să-i înțepe, țepușă. M-auziți, mă? Da. Țepuși. Dă-i să vedem, vezi cum mai sunt aici, ai încărcat aia toată? Da. Câte dinamite mai ai tu acum? 4, 3, 2 3 3, mamă, mamă, cu 3 rupem. Dă-le aici, acum. Colega. Colega, aruncă aici cu dinamita. Lângă copacul ăsta, poate aici. Aici, aici, la mulți, da, aici. Aici la mulți. Până dai tu, îl dau și eu pe ăsta jos. Așa mă, ia uite mă cum pică. Avem lemne. Mamă, dacă mai avea dinamite infinite, am sparge tot. Mamă, taie repede toporul. Hai să ducem ăstea întâi. După aceea ne apucăm și de lemnele alea. Uite câte lemne avem acolo. Tăiate. Să terminăm florul ăla măcar astăzi. Am ajuns cu lemnele. Problema e că nu putem să intrăm cu ele. Eu nu înțeleg ce aici. Vreau să-mi explici o chestie. De ce aici e așa? Bă, nu știu. Pune, Rafa, pune. Unde am reconstruit? Nu se mai leagă. Uite-te și tu. Pă bune!
N-are nimic, că nu poți să intre pe aici. Păi și ce casă e asta, că intră ăstea pe el. Vânturile. Dacă noi, fii atent, uite-te la mine puțin. Dacă noi punem acest perete, nu știu dacă îl vezi. Ia uite-te, am pus aici peretele ăsta. Ăsta ne va ajuta cu ceva să-l protejeze pe ăsta, să știu. Să-l protejeze? Să-l protejeze pe ăsta. Ne va ajuta? Spune să știu. Nu știu, omul meu, nu știu. Ok, le spuneți în comentarii. Și am făcut aici toată asta de aici. Așa, și acum vreau să punem tavanul. Punem acoperișul sau tavanul acum? Mai facem un flor? Dă-i să vedem, tavanul. Tavanul să facem scară înainte de tavan. Da, mă, da, da, așa e, face, hai să facem scară, așa e. Custom stairs, ha? Bă, Rafa, să pune ploaia, hai repede, custom stairs. Tavan ne trebuie. Unde e custom stairs, mă? Uite, custom stairs. Hai că am făcut-o. S-a spart focul. Gata, Rafa, e gata scara. Hai să luăm lemnele. Mamă, ia uite scara. Mamă, că iasă ceva. Mai avem noi pământ până casă. Trebuie să zici, joacă scara asta. Mai avem noi pământ până casă, dar îmi spuneți în comentarii dacă asta îmi protejează casa, gardul ăsta. Dar vreau să-l fac exact lângă. S-a luat vericul cu mine. Vericule, te-ai luat cu mine, iar. Hai să o scot pe Alberta. Poate pe Adela, a mea Adela o cheamă. A fugit când le vede. Nu mai ești, mă, șmecher. Aoleo, Rafa. Aoleo, Rafa, am căzut cu nasul în el. Ajută-mă, Rafa! De ce? Sunt picat jos! Bă, frate, bă... Uai, bă, de faci așa? Nu știu dacă se pune. M-am trezit direct din fundul lui. E de acolo a ieșit. Unde e, bă, căruța? Pune-mă în căruță, lemne. Și hai să mai facem ăla, scara și cu flex. Să pun dacă tu ai murit. Păi acum sunt bine. Eu nu cred că e problemă cu jocul ăsta care arată funduri, nu? Nu. Bine. Luăm lemnele astea, punem ce mai e pe acolo, facem scara și cam ăsta e episodul, Rafaele, că nu știu dacă se uită lumea. Dacă vă uitați, până aici scrieți 245-245-09. Hai că trebuie să ies în oraș cu a mea. Hai, că trebuie Rafael să iasă în oraș. Ia, ia căruțul tău și hai să mergem, să facem scara acolo. Și începem să punem și... Începem să punem și next floor-ul. Mamă, o să fie mare de tot casa asta. Mare, mare de tot. Ce am făcut noi, micuța aia, e nimic în comparație cu asta. Pe 3 cu 3. Ok, mai... A, uite scara aici. Dai puțin. Ia. Construiesc de aici, de afară. Construiesc un perete. Construiește de aici. Ce facem prima oară? Scara, scara. Pereții cu țepi sau scara? Scara, scara. Nu fac pereții cu țepi. Lasă-i, bă, pereții cu țepi, că nu merg aici astea. Nu știu dacă funcționează. Intră în casă, omul meu. Mai trebuie... Câteva. Gata, mă, ia vezi. Gata, mă, nouă acasă aici. Și acum ia, pune florul, pune florul acum. Vreau să văd cum dă. Ia, dă-te la o parte, că nu văd lemnele tale. Ba, mă, veste proastă, nu se poate pune florul. Bă, ești nebun, n-are cum. Eu cred că se poate. N-are cum să nu se poate pune florul. Crezi tu că nu se poate pune florul? Să-i facem fundație? Păi cum o fundație în casă? Nu se poate pune, omul meu, vino să pui tu. Mă, tu ai pus scara aia, cum ai pus-o? Ce ai pus atunci? Ăle erau trepte ce am pus eu în aer atunci. Ia vezi, Rafa, ce se întâmplă cu casa în ruful ăsta? Ce ruf e ăsta, mă? Ia stai să vedem. Ce e asta, mă? Ia stai să vedem. Pe ce acoperiș e ăsta, mă? Eu nu văd. Cum mă nu-l vezi? E jos. Arăți tu până unde e. Dă-i puțin. Ce se întâmplă? Nu știu, bă, să folosesc. Băieți, încheiem și noi episodul aici.
Învăț să folosesc și eu ăsta, că nu înțeleg. A, uite mă, în sus! Custom roof. Ia vezi mă, acum îl vezi? Doamne, cât acoperișul! Păi ne ia o jumătate de an să-l facem. Și acoperișul, bă, ăsta e un sfert din el. Într-o un apă. Un sfert din casă e cu acoperișul. Ia fă-i mă tu acoperișul! Ia fă-l mă tu dacă șterge prostia asta. Ok, îl șterg, fii atent. Și dă-i la custom roof, e al doilea. Și fă-l tu, ia. Fii atent, că să uite Rafael în carte. Yeah. Nu știu unde e custom roof. Apeși pe B. Și al doilea, la custom building, în dreapta, la... custom walls, custom roof, îl vezi? Custom roof, da, da, da. Hai, fă-l tu. Ia atent. Se poate face, pe orice structură. Nu înțeleg cum vine, deja apeși E de aici. Și-l dai în sus și mai în jos. Ah, ok. Ia. Păi vezi că nu vine bine, tu nu vezi până unde vine. Și aici aplică ploaia. E n-are nimic, că nu se trebuie full. Nu i-am pus bine, nu-l pusăși bine. Ba da, mă, e pus bine. Păi cum e pus bine? Mai bine, mai spune-mi cuvântul ăla. Vă las, băieți, pa, pa. Nu e de ajuns până în capătul ăsta. Ce nu e? Merge el. Ba da, merge, pa.